Lăudați să fie Domnul care zilnic ne poartă povara. El este Domnul Mântuitorul nostru, a Lui să fie slava în veci. Amin. Vă invit, iubită biserică, în Domnul să deschidem împreună Scripturile la Evanghelia după Matei, la capitolul 25, pagina biblică 954 pentru cei care aveți traducerea Cornelescu, și să ascultăm cuvântul Domnului începând cu versetul 1, urmărindu-l. Titlul este Pilda celor 10 fecioare. Atunci împărăția cerurilor se va asemăna cu 10 fecioare care și-au luat candelele și au ieșit în întâmpinarea mirelui. 5 din ele erau nechipzuite și 5 înțelepte. Cele nechipzuite, când și-au luat candelele, n-au luat cu ele un de lemn, dar cele înțelepte împreună cu candelele au luat cu ele și un de lemn în vase. Fiindcă mirele zăboveau, a țipit toate și au adormit. La miezul nopții s-a auzit o strigare: iată mirele, ieșiți-i în întâmpinare. Atunci toate fecioarele acelea s-au sculat și și-au pregătit candelele. Cele nechipzuite au zis celor înțelepte: dați-ne din unde lemnul vostru, căci ni se sting candelele. Cele înțelepte le-au răspuns: nu, ca nu cumva să nu ne ajungă nici nouă, nici vouă, ci mai bine duceți-vă la cei ce vând unde lemn și cumpărați-vă. Pe când se duceau ele să cumpere unde lemn, a venit mirele. Cele ce erau gata au intrat cu el în odaia de nuntă și s-a încuiat ușa. Mai pe urmă au venit și celelalte fecioare și au zis: Doamne, Doamne, deschide-ne! Dar el, drept răspuns, le-a zis: adevărat vă spun că nu vă cunosc. Vegheați, dar, că nu știți ziua nici ceasul în care va veni Fiul omului. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Mulțumim lui Dumnezeu că prin îndurarea sa cea mare suntem în casa Domnului. Lăudați să fie Domnul! Citesc un cuvânt din Cartea Domnului din Psalm, unde psalmistul ne învață, sau cuvântul Domnului ne învață în Psalmul 5 cu versetul 7 următoarele: dar eu prin îndurarea ta cea mare pot să intru în casa ta, și suntem aici datorită îndurării lui Dumnezeu. Și spune mai departe ce facem aici: și să mă închin cu frică în templul tău cel sfânt, Dumnezeu să primească închinarea fiecăruia. Îi mulțumim dar lui Dumnezeu că ne-a rânduit această seară binecuvântată. Totodată permiteți-mi să mulțumesc și fraților slujitori care s-au gândit să mă invite în această seară aici. Dumnezeu să vă binecuvânteze, chiar dacă fratele Iosif lipsește, harul Domnului să-l însoțească acolo unde este dumnealui, și el, Dumnezeu, să deschidă o ușă de cuvânt și pentru dumnealui acolo. Și pentru noi aici, în toate, numele Domnului să fie lăudat. Permiteți-mi, dragii mei, înainte de a spune ceva din cuvântul Domnului, să vă spun un lucru. Am observat pe lista dumneavoastră de cauze sau de rugăciune pentru cei în suferințe, că lista dumneavoastră începe prima dată cu femeile sau mamele, surorile care sunt însărcinate. Și apoi urmează cei bolnavi. Și m-a surprins lucrul acesta. De multe ori, prin alte adunări, prin alte biserici, am văzut pe mamele însărcinate locul 2, 3 sau chiar și ultimul. Aici am văzut pe primul loc. De fapt, am observat și se vede că aveți și copii mulți. Dumnezeu să-i binecuvânteze. Amin. Și pe ei, și pe mămici, și pe bunici. Amin. M-a remarcat un lucru care m-a determinat apoi să spun ceea ce spun. Fratele păstor spune aici dorința ca Dumnezeu să vorbească prin cuvânt, să vorbească, făcea o mențiune și prin proroci. Și ceea ce m-a făcut și mă face să cred că dumneavoastră sunteți aceia care mai credeți în proroci. Amin. Dumnezeu să vă binecuvânteze. O scurtă experiență, dacă îmi permiteți, în privința aceasta, legată de modul cum a vorbit Dumnezeu și de o mămică ca multe alte mămici din biserica aceasta, care a trecut și ea prin astfel de situații de sarcină. Eram într-o împrejurare la rugăciune într-o familie. Eram mai mulți frați, mai multe surori. Și Duhul Sfânt a strigat printr-un vas a Domnului, printr-un proroc, printr-un frate, zice: bărbatule, vei primi în timpul care îți stă în față o binecuvântare, când vei primi binecuvântarea, întristarea îți va umplea inima de scurtă durată și apoi bucuria va fi deplină. După rațiunea noastră, după logica noastră, nu prea ar merge lucrarea aceasta, dar știți că Dumnezeu nu poate să mintă, slăvit să-i fie numele. După anumit timp, soția mea a rămas însărcinată, a născut a doilea copilaș, eram la serviciu și am primit telefon că a născut, m-am dus la telefon să vorbesc cu ea și mi-a zis: da, avem o fetiță, primul era băiat, așa cum își doresc părinții, mamele, în mod special, primul, fie ce-o fi, băiat să fie. S-a bucurat și nevastă-mea și eu când am avut primul băiat și a venit a doilea fetiță, cam ce își doresc prima dată părinții.
Dar zice, dar, când a zis dar, parcă m-a strâns la inimă. Nu intru totul sănătoasă, are o problemă la un picior. A trecut seara, a trecut noaptea, a doua zi dimineața, acasă la părinți, ne-am pus să ne rugăm și ne-am adus aminte de ce ne-a vorbit Domnul prin Duhul Sfânt. Ne-am rugat, știau și părinții lucrarea care a fost, știa și nevastă mea, știam și eu. Ne-am rugat așa cum se roagă omul la necaz. De multe ori noi nu ne rugăm așa cum ar trebui să fim, simțind cu cei care trec prin suferință, și fratele amintea aici să simțim, să ne ajute Domnul. Ne-am rugat să-L spun așa într-un cuvânt, cu foc și cu lacrimi. Și am plecat la servici, înainte de a merge la schimbul 2, am trecut pe la ea, pe la spital, pe la soție, i-am dus mâncare. A ieșit la gemulețul care era în ușă pentru că nu aveam acces la maternitate și plângea. Am întrebat-o, de ce plângi? E așa de grav? Da, zice, e așa de grav. Zic, auzi, du-te la medic și spune-i că tu vrei să vezi fetița chiar acum. Era o doamnă doctor, deci spune medicului că vrei să o vezi. Domnul știe ce ne-a vorbit, noi acasă ne-a rugat, nădăjduim în Domnul și spun mamelor și celor însărcinate și tuturora, aveți credință în cuvântul Domnului. S-a dus, a lipsit cam mult până a venit înapoi, undeva la 20 de minute, poate și mai mult. Când a venit, curgeau lacrimile pe obrajii ei, dar în ochi, privind-o, am văzut o strălucire de bucurie. Și a venit la ghișeu și a spus, știi, fata noastră nu mai are nimic, că Domnul își ține făgăduințele, mărit să fie Domnul. De aceea, rugați-vă cu credință pentru surorile care Dumnezeu le-a rânduit în vremea aceasta să fie însărcinate. Iar surorilor care sunt însărcinate sau au și născut, aș dori să citesc un cuvânt din cartea Domnului pe care l-a rostit Domnul Iisus. Și ori de câte ori vă va fi greu purtând sarcina sau imediat după naștere, citiți, vă rog, versetul acesta, aduceți-vă aminte de el ce spunea Domnul Iisus Hristos în vremea aceea, care are autoritate și valabilitate și în vremea aceasta, în Ioan 16:21. Femeia, când este în durerile nașterii, se întristează, pentru că i-a sosit ceasul. Dar după ce a născut pruncul, nu își mai aduce aminte de suferință, de bucurie că s-a născut un om pe lume. Și fie că acest cuvânt să lucreze în inima mamelor, să fie pline de bucurie că sunt la sub binecuvântarea Domnului și El a binecuvântat și ce binecuvântează El rămâne binecuvântat, în mod special cu bucurie în inimă părinților. Amin. Amin. Dragii mei, privind în cartea Domnului, privind la vremea care o trăim noi în vremea aceasta, o stare în care foarte mulți oameni sau frați și surori încep să recunoască că ne aflăm într-o stare parcă de declin, aș dori ca Biserica Domnului Betania de la Jebel să fie o biserică veghetoare și plină de Duhul Sfânt. Amin. Doamne, ajută la aceasta! Avem nevoie de Cuvântul lui Dumnezeu, avem nevoie de Duhul lui Dumnezeu și noi să se vadă roada Duhului și Dumnezeu să lucreze prin darurile Duhului. Doamne, lucrează în privința aceasta! Știți că Domnul Iisus Hristos, când a venit pe pământul acesta, a venit să ofere ceva omenirii și veți spune repede mântuire, iertare, salvare, vindecare, slăvit să fie Domnul, da? Dar citesc în cartea Domnului, în Evanghelia după Ioan, că Domnul Iisus Hristos se ruga Tatălui și spunea în capitolul 17, următoarele, versetul 8, căci le-am dat cuvintele pe care mi le-ai dat tu, ce a dat Domnul Iisus ucenicilor. Niște cuvinte, învățătură, niște sfaturi, niște porunci. Și citesc mai departe. Ei, ucenicii și noi azi, ei le-au primit și au cunoscut cu adevărat că de la tine am ieșit și au crezut că tu m-ai trimis. Sau, în versetul 14 scrie, le-am dat cuvântul tău. Binecuvântat să fie Domnul pentru cuvântul care ni l-a dat. Îi mulțumim că acela care mântuie și lucrează la mântuirea noastră este El, cuvântul, a Domnului să fie slava. Știți dumneavoastră cum crește credința în inima noastră? Credința vine în urma auzirii. Auzirii a ce? A cuvântului Domnului nostru Iisus Hristos, mărit să fie Domn. Deci iată că Domnul Iisus Hristos ne-a rânduit și nouă, și de dimineață și în seara aceasta, să mai auzim încă o dată cuvântul, Domnul fie lăudat. Citesc un cuvânt frumos în Evanghelia după Luca,
La capitolul 11, versetul 28, spune Scripturile că s-a apropiat o femeie de Domnul Iisus Hristos, a rostit câteva cuvinte, iar Domnul Iisus îi răspunde. Și el a răspuns: ferice mai degrabă de cei ce ascultă cuvântul. Este o fericire, surorilor și fraților, să ascultăm cuvântul Domnului. Este o fericire, spune mai departe, cuvântul lui Dumnezeu și îl păzesc, așa să ne ajute Domnul. Cuvântul auzit, cuvântul păzit, ne aduce inimilor noastre fericire, glorie Domnului. De ce poate cuvântul să ne fericească? Pentru că uitați ce spune Apostolul Pavel la 1 Timotei, capitolul 1, versetul 11, pe când îi scria lui Timotei lucrurile acestea, cuvântul Domnului spune: potrivit cu Evanghelia slavei, fericitului Dumnezeu care mi-a fost încredințată mie. Vreau să vă întreb, știați că Dumnezeu este un Dumnezeu fericit? Și știați că ascultând de cuvântul Său și împlinind cuvântul, El ne fericește și pe noi? Doamne, lucrează la fericirea noastră! Și cuvântul Domnului din seara aceasta, care l-am citit, spune următoarele: atunci împărăția cerului se va asemăna, atunci împărăția cerului se va asemăna. Și din momentul acesta, haideți să ne gândim puțin în altă parte. Hai să nu ne mai gândim nici la America, nici la România. Hai să nu ne mai gândim nici la vecinii noștri cu evenimentele care se întâmplă, sau în Australia sau în alte țări. Haideți să ne gândim puțin la împărăția cerurilor. Este foarte important lucrul acesta. Ioan Botezătorul, când și-a început lucrarea, el spunea câteva cuvinte și le spunea oamenilor să se pocăiască, căci împărăția cerurilor este aproape. Observați, atât Ioan Botezătorul cât și Domnul Iisus Hristos după aceea, spune cuvântul Domnului că el, amândoi și noi în vremea aceasta prin Scriptură, suntem direcționați să privim în sus, acolo unde este împărăția cerurilor. Doamne, ajută la aceasta! În vremuri ca acestea, oamenii privesc foarte mult în jurul lor. Biserica Domnului este legată de cer prin dragostea care a fost arătată și descoperită prin Domnul Iisus Hristos, fie numele Lui binecuvântat. De aceea, haideți să privim spre împărăția cerurilor. Doamne, ajută la aceasta! Împărăția cerurilor nu este ca pe acest pământ. Nu sunt lucrurile care sunt pe pământ. În împărăția cerurilor este cu totul altceva și nu intrăm în amănunte. Apocalips 21 ne spune ce este acolo. Zic, Doamne, ajută să ajungem acolo. De aceea, gândurile noastre, haideți să le direcționăm spre aceea împărăție. Apostolul Pavel, în scrisoarea sa către Coloseni, la capitolul 3, spunea următoarele: dacă deci ați înviat împreună cu Hristos, versul 1, să umblați după lucrurile de sus, unde Hristos șade la dreapta lui Dumnezeu. După care lucruri trebuie să umblăm? După cele de sus. Și mai spune el mai departe în versetul 2: gândiți-vă la lucrurile de sus. Și la care lucruri să mă gândesc când mă gândesc, când privesc în sus spre cer? Păi mă gândesc prima dată la împărăția lui Dumnezeu. Că știți ce a spus Domnul Iisus Hristos într-o împrejurare? Tatăl, turmă mică, nu te teme, căci Tatăl vă dă cu plăcere împărăția. Tocmai de aceea suntem motivați să privim spre împărăția cerurilor, gândul nostru să fie la împărăția cerurilor, că de fapt de acolo așteptăm să vină mirele nostru prea iubit, Domnul Iisus Hristos, a Lui să fie slava în veci. De aceea, în vremuri ca acestea, haideți să ne concentrăm gândirea noastră, gândurile noastre, inima noastră, conștiința noastră, să o direcționăm spre cer și să strigăm în vremea aceasta și să dorim din inimă în vremea aceasta: vino, Doamne Iisuse! Atunci, spunea Domnul Iisus Hristos, împărăția cerurilor se va asemăna cu 10 fecioare. Vă rog, rețineți, fecioarele se gândesc la lucrurile de sus. În vremea aceasta sunt foarte mulți care s-au încurcat cu lumea și au făcut pact cu lumea și nu mai sunt fecioare, sunt, dacă vreți, femeie sau nevasta celor din lume. Domnul Iisus Hristos are în vedere să vină să-și ieie fecioarele. Rămâneți dar fecioare. Fecioara se păstrează curată, este neîntinată, fără pată, fără zbârcitură, este și slăvită, așa să ne ajute Domnul și pe noi. Dar vedeți dumneavoastră, Domnul Iisus Hristos, când vorbește despre fecioare, le împarte și pe ele în două: fecioare înțelepte
și fecioare nechipzuite. Și spune cuvântul Domnului: împărăția cerurilor se va asemăna cu 10 fecioare care și-au luat candelele și au ieșit în întâmpinarea mirelui. Apostolul Pavel, pe când scria bisericii din Corint și pentru noi de data aceasta, în capitolul 11, la versetul 2, spune următoarele, citesc: că sunt gelos de voi cu o gelozie după voia lui Dumnezeu, pentru că v-am logodit. Vă rog, rețineți, biserică de la Jebel, dumneavoastră sunteți logodiți cu un bărbat cu un mire ceresc, care stă în împărăția cerurilor la dreapta Tatălui și mijlocește pentru oameni și între om și Dumnezeu. Binecuvântat să fie Domnul! Să nu ne permitem să ne legăm cu lumea și să ne încurcăm cu lumea, să rămânem fecioare curate. Umblarea după lucrurile firii pământești este moarte și cine umblă după ele dovedește că nu mai este fecioară. De aceea, fiți fecioare curate. Pentru că Pavel spune așa: v-am logodit cu un bărbat ca să vă înfățișez înaintea lui Hristos ca pe o fecioară curată. Așa să ne ajute Domnul! Dragii mei, rețineți, dumneavoastră știți ce înseamnă o fecioară curată și logodită. Aceea viața care o are o trăiește pentru logodnicul ei și viitorul lor împreună. Tot așa și biserica se gândește la viitorul lor, a ei și a mirelui, împreună să fie în împărăția cerurilor. Dumnezeu să ne ajute să ajungem acolo. Dar Scriptura spune astfel: 5 din ele erau nechipzuite și 5 înțelepte. Și această împărțire nu o facem noi, ci a făcut-o Domnul Iisus Hristos și El ne vorbește câteva lucruri despre fecioarele nechipzuite și fecioarele înțelepte. Desigur, nouă ne place foarte mult să ne socotim foarte fecioare înțelepte. Ne place să fim apreciați că suntem fecioare înțelepte, să ne numim ca fecioare înțelepte. Dar aș opta, dragii mei, în seara aceasta, haideți să privim în Scriptură. Așa și este cum gândim și părerea noastră este despre noi. Doamne, ajută la aceasta. Cuvântul Domnului spune astfel: cele nechipzuite, când și-au luat candelele, n-au luat cu ele un de lemn. Noi știm ce spune Psalmul 119, căci cuvântul Domnului este o candelă și o lumină pe cărarea noastră. Și iată, dragii mei, că toți avem cuvântul acesta. Și vasul nostru trebuie să fie și el plin, dragii mei, nu gol, ci plin de un de lemn. Și Zaharia, în capitolul 4, de la 1 la 14, ne vorbește așa de frumos despre un de lemnul acela, despre curgerea acelui un de lemn auriu, despre Duhul Sfânt, care este, de fapt, ungerea trimisă de Tatăl peste biserica Domnului, fie numele Domnului binecuvântat. Dar, haideți să privim ce spune Scriptura despre fecioarele nechipzuite. Într-o împrejurare, apostolul Pavel scria bisericii din Galatia. În Galateni, la capitolul 3, el spune următoarele cuvinte, începând cu versetul 1. O, galateni nechipzuiți, biserica din Galatia să fie nechipzuită? Și citesc: cine v-a fermecat pe voi înaintea ochilor cărora a fost zugrăvit Iisus Hristos ca răstignit? Atunci când Pavel și-a început lucrarea, el spunea bisericii din Corint: noi propovăduim pe Iisus Hristos cel răstignit. Și dacă suntem aici astăzi, suntem aici să vorbim din cuvântul Domnului despre Domnul Iisus cel răstignit, care a murit pentru păcatele noastre, a treia zi a înviat după Scripturi și acum avem un mare preot la dreapta Tatălui, care este Domnul Iisus Hristos, a Lui să fie slava în veci. Ei, galatenii și-au întors privirea de la Domnul Iisus Hristos, și-au întors privirea de la jertfa Domnului Iisus Hristos, și-au întors și s-au ațintit privirile în alte direcții, frați și surori. În vremea aceasta, priviți la cruce, la Golgota, la trupul Domnului Iisus Hristos care a murit pe cruce, că în rănile Lui am fost tămăduiți, prin sângele Lui spălați și curățiți, a Domnului să fie slava, am fost îngropați cu El și am înviat împreună cu El la o viață nouă, să privim țintă la El, așa să ne ajute Domnul. Fecioara înțeleaptă nu și-a bate privirea de la El, Dumnezeu să ne ajute. Spune Scriptura, iată numai ce voie să știu de la voi. Prin faptele legii ați primit voi Duhul, ori prin auzirea credinței. Dumnezeu, biserica sa, și-a botezat-o cu Duhul Său cel Sfânt.
Din ziua cinzecimii de atunci de când erau ucenicii și apostolii împreună în odaia de sus, până în vremurile noastre, Dumnezeu revarsă și botează cu Duhul Sfânt mărire Lui. Și îmi doresc în continuare să o facă și aici la Jebel. Doamne ajută! Dar aici spune Scriptura în versetul 3 astfel: sunteți așa nechipzuiți? După ce ați început prin Duhul, vreți acum să sfârșiți prin firea pământească? De două ori apostolul Pavel numește sau prezintă această stare de nechipzuință atunci când omul își întoarce privirile de la Domnul și a doilea, când nu mai lasă pe Duhul Sfânt să lucreze în viața lui. Dragii mei frați și surori, aici la Jebel, niciodată să nu vă întoarceți privirile de la jertfa Domnului. Niciodată să nu vă întoarceți privirile de la Cel care stă la dreapta Tatălui. El este Domnul nostru și Mântuitorul nostru, mărit să fie Domnul. Și El a spus: eu mă duc la Tatăl că vă este de folos. Și dacă mă duc eu, vă voi trimite Mângăitorul și L-a trimis și noi, mărit să fie Domnul. Haideți dar să avem în vedere ochii țintă la Domnul Iisus, sau cum spunea odată un frate, ochii sus și la Iisus. Și a doilea lucru, totdeauna să veghem ca în viața noastră, în inima noastră, Duhul Sfânt să fie acela care să ne călăuzească, să ne cârmuiască, căci cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii a lui Dumnezeu. Așa să ne ajute Domnul! O altă stare de nechipzuință, dragii mei, aș dori să o citesc în Vechiul Testament. Capitolul 12 din Numeri. Dumneavoastră știți despre Maria și despre Aron. Spune cuvântul Domnului astfel: Maria și Aron au vorbit împotriva lui Moise din pricina femeii etiopene, versetul 2, și au zis: oare numai prin Moise vorbește Domnul? Nu vorbește oare și prin noi? Și Domnul a auzit-o. Surori și frați, țineți minte un lucru. Dumnezeu este acela care ne cunoaște toate gândurile noastre. Credeți? Citesc ce spune cuvântul în privința aceasta. În Ezechiel, cuvântul Domnului vorbește și spune următoarele, în capitolul 12, versetul 11, versetul 5. Atunci Duhul Domnului a căzut peste mine și mi-a zis: spune, așa vorbește Domnul, astfel vorbiți voi, casa lui Israel, și ce vă vine în gând, știu foarte bine. Acesta e Dumnezeu. Ce avem noi în momentul de față în gând este gol și descoperit înaintea Domnului. Dar când Maria cu Aron au început să vorbească împotriva lui Moise, Dumnezeu a auzit și vorbele. De aceea gândurile noastre sunt cunoscute de Domnul, dar și vorbele noastre sunt cunoscute de Domnul. Și spune aici cuvântul Domnului: și Domnul a auzit-o. Surori și frați, de se întâmplă vreunuia să-i vină pofta să vorbească împotriva unui frate, împotriva unei surori, împotriva unui copil, împotriva unui bunic, împotriva unuia care laudă pe Domnul, să știți că Domnul aude. Și starea aceasta nu este o stare plăcută Domnului. Citim: Domnul a auzit. Știți că i-a chemat la cor pe toți trei? Știți că atunci când Domnul s-a retras sau norul s-a retras, Maria a rămas plină de lepră. Dar citeți versetul 11, ce spune Aron. Și observați dumneavoastră că Maria a fost prorociță și Aron marele preot. Din neatenție, neveghere, au căzut și ei într-un astfel de păcat. Hai noi, ca preoți al lui Dumnezeu, să fim atenți, să nu cădem. Doamne ajută! Suntem o împărăție de preoți, să nu uitați, prin jertfa Domnului Iisus Hristos care ne-a răscumpărat. Tocmai de aceea să ne păstrăm curați. Versetul 11. Atunci Aron a zis lui Moise: ah, Domnul meu, nu ne face să purtăm pedeapsa păcatului pe care le-am făcut ca niște nechipzuiți și de care ne-am făcut vinovați. Cum? El, marele preot, ea prorociță, au păcătuit în modul acesta, într-un mod nechipzuit. Observați, vă rog, ce repede se trece din tabăra celor înțelepți în tabăra celor nechipzuiți. Doar vorbind de împotriva unuia sau altuia este suficient ca să dăm dovadă că de fapt nu suntem fecioare înțelepte, ci suntem fecioare nechipzuite. Doamne, păzește-ne! Dar și noi să ne păzim și gura și gândul, să ne ajute Domnul!
În cartea Domnului la Zaharia, aș dori să citesc și cuvintele acestea. Domnul vorbește prin prorocul acesta următoarele cuvinte și citesc în capitolul 7, versetul 10. Nu a suprit pe văduvă și pe orfan, nici pe străin și pe sărac și niciunul să nu gândească rău în inima lui împotriva fratelui său. Dumneavoastră aveți mulți frați și multe surori aici. Nu permiteți în gândul dumneavoastră, în inima dumneavoastră, gânduri rele împotriva fratelui vostru. Doamne, ajută la aceasta! Hai să veghem, dragii mei, ca să fim curați și sfinți când va veni Domnul, să fim gata să ne luăm zborul. Nu atunci, stai, frate păstor, să-ți mai mărturisesc un păcat. Va fi prea târziu atunci. Astăzi ne putem pocăi, astăzi ne putem mărturisi, astăzi prin ajutorul Domnului renunțăm la păcat și El, Domnul, dă propășire mărire Lui. Amin. Deci față de frați și față de surori, haideți împreună să nu ne mai vorbim de rău și nici să nu mai gândim de rău unii împotriva altora. Doamne ajută! Vreți? Cel ce dă voința și înfăptuirea lui Dumnezeu, El s-o lase în fiecare inimă. Dar mai citim un cuvânt tot aici la Zaharia, capitolul 8, și spune următoarele cuvinte, versetul 16. Iată ce trebuie să faceți! Iată ce trebuie să fac eu! Iată ce trebuie să faci dumneatale, soră și dumneatale, frate! Iată ce trebuie! Ce să facem? Fiecare să spună aproape lui său adevărul. Judecați în porțile voastre după adevăr în vederea păcii. Versetul 17. Niciunul să nu gândească în inima lui rău împotriva aproape lui său. Dacă prima dată vorbea Domnul să nu gândim rău împotriva fratelui, acum vorbește în dreptul aproape lui. Nici măcar în dreptul aproape lui n-avem dreptul să gândim rău. Așa să ne ajute Domnul. Cine e mai aproape de dumneatale? Cel mai aproape de mine, știți cine este? E fratele păstor și cu fratele de dincoaș. Nu știu cum îl cheamă pe dumnealui. Sunt cei mai aproape. Față de dumnealor, nu-mi permit și să nu ne permitem să gândim rău. Sora de lângă dumneatale sau din spatele dumneatale, cea mai aproape, nu gândi rău despre ea. Fratele din față sau de lângă dumneatale e cel mai aproape. Nu gândiți rău unii față de alții. Și mergem acasă. Cea mai aproape de mine e soția. Copiii sunt mai departe că-s la familiile lor. Cea mai aproape de rău soția. Doamne ajută să nu gândim rău în dreptul soțiilor. Știți că Scriptura spune: nu țineți necaz pe ele, fraților. Și așa să ne ajute Domnul. Dacă așa stau lucrurile, haideți să dăm dovadă de fecioare înțelepte, renunțând la această stare de nechipzuință, de a vorbi rău împotriva cuiva, de a gândi rău împotriva fratelui, de a gândi rău împotriva aproapelui. Doamne ajută să dăm dovadă de fecioare înțelepte, nu nechipzuite. Și dacă așa stau lucrurile, Apostolul Pavel vorbește în cartea Efesenilor și aș dori să citesc ce spune el acestei biserici în capitolul 5, versetul 15. Luați seama, deci să umblați cu băgare de seamă, ne ducem în stânga, în dreapta, venim la casa Domnului, plecăm de la casa Domnului. Luați seama, spune cuvântul Domnului, deci să umblați cu băgare de seamă, cu atenție. Fiți atenți cum umblați, să fim atenți cum umblăm. Spune mai departe. Nu ca niște neînțelepți, ci ca niște înțelepți. Așa să ne ajute Domnul. Cel neînțelept calcă pe oriunde, că-i baltă, că-i noroi, că-i șanț, el merge numai înainte, nu-l interesează unde pune piciorul. Dar cel înțelept se ferește de noroi, cel înțelept se ferește de bălți, cel înțelept se ferește de curse și de gropi, se ferește de păcat, că Dumnezeu a pus în el Duhul Sfânt care să-l lumineze, nu călca în noroi. Că-i stropești și pe alții, nu sări în baltă, că-i murdărești și pe alții. Doamne ajută să umblăm cu băgare de seamă, ca niște înțelepți. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Și pe calea aceasta îngustă pe care am pornit, pe calea aceasta, spune Scriptura, pe mijlocul cărării neprihănirii, vorbeam un pic cu fratele, să ne ajute Domnul să călcăm cu băgare de seamă și înțelepciune, nici la dreapta, nici la stânga. Dumnezeu să ne ajute să privim țintă la El. Doamne ajută! Ar mai fi câteva lucruri de spus despre starea celor nechipzuiți, dar citesc doar un singur verset și cred că este suficient. Fecioarele nechipzuite, pe lângă faptul că nu și-au luat un de lemn în vas,
Pe lângă faptul că n-au mai privit la Domnul, n-au mai lăsat Duhul Sfânt să lucreze în viața lor și au început să gândească rău, să vorbească rău împotriva altora, spune cuvântul Domnului Iisus în capitolul 7 din Matei următoarele. Citesc ce spune cuvântul Domnului la acel pasaj unde este titlul Casa zidită pe stâncă. În versetul 16 scrie astfel, de 26 scrie astfel: însă oricine aude aceste cuvinte, dumneavoastră ați auzit astă seară ceva cuvinte din Biblie, că de aici am venit să vă vorbesc, din Scriptură, din cuvântul Domnului. Așa îmi place să-mi dea Domnul și mie cuvânt, dar și dumneavoastră, să-L trăim împreună, să formăm un popor sfânt pentru Domnul, să ne privim în față ca frați, binecuvântați de Dumnezeu cu har mântuitor, a Lui să fie slava în veci. Citesc: însă oricine aude aceste cuvinte, și înainte Domnul spunea, ferice de cine aude, Doamne ajută, dar și de cine le împlinește. Însă oricine aude aceste cuvinte ale mele și nu le face, va fi asemănat cu un om nechipzuit. Auzim cuvântul, dragii mei, auzim învățătura Scripturii, frații slujitori învață biserica, învață pe surori, învață pe frați, învață pe tineri, ne învățăm unii pe alții, ne învățăm cuvântul. Haideți să-L împlinim prin aceasta, dăm dovadă că suntem fecioare înțelepte. Cine zice, ia mai lasă-mă frate, tot eu să mă plec, să mă smeresc, acela de fapt dă dovadă de nesupunere, de nechipzuință. Da, noi ne smerim, da, noi ne umilim, căci va veni o vreme când Dumnezeu prin harul Său ne va înălța și zicem, adă Doamne ziua aceea! Un cuvânt scurt despre fecioarele înțelepte, că timpul zboară. Au și ele mai multe calități, fecioarele înțelepte, sunt mai multe versete care ne demonstrează sau ne arată cum le recunoaștem pe fecioarele înțelepte. Mă opresc doar asupra unuia. Apostolul Petru spunea următoarele. În întâia sa epistolă, capitolul 4, el spune astfel în versetul 7. Sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. Fiți înțelepți. Fiți fecioare înțelepte, dar și vegheați în vederea rugăciunii. Desplace rugăciunea în odăiță. Desplace rugăciunea aici. Îi vei fi la rugăciune. În odăiță vei încuia și te vei pleca la rugăciune. Dovedește că cel care practică rugăciunea cu o viață sfântă și smerenie înaintea Domnului este o fecioară înțeleaptă. Fecioara înțeleaptă se roagă, fie ca Dumnezeu să pună în noi duh de rugăciune. Fecioara înțeleaptă ține cont și de versetul care spune, dacă doi sau trei se adună în numele meu, eu voi fi acolo. Și de multe ori suntem acasă, cea mai mare parte a vremii, nu suntem aici împreună. Doi este soțul și soția, a treilea e un fiu, a patrulea o fiică sau mai mulți. Ei, dacă toți împreună, doi sau trei, acasă ne plecăm pe genunchi la rugăciune, încă dovedim că suntem în fecioare înțelepte. Fecioară înțeleaptă, placă-ți rugăciunea că stai de vorbă cu Dumnezeu și prin Duhul El te întărește, binecuvântat să fie numele Său. Amândouă aceste categorii de fecioare așteptau să vină Domnul. Vedeți dumneavoastră, dacă ele nu s-au uitat cum arată, cum sunt pregătite, noi avem harul de la Dumnezeu să ne privim în fața oglinzii și să vedem, Doamne, eu am gândit rău împotriva lui fratele, azi am timp de pocăință, azi când auzi cuvântul. Ia-l pe fratele păstor sau slujitor de mână, frate, vreau să mă mărturisesc că vreau să pun capăt unui păcat. Într-o împrejurare eram cu un frate într-o biserică și am ieșit recent, am ieșit amândoi din biserică, să fie o lună în urmă, și un frate vine, frate, strage de cel de lângă mine, frate, vreau să vorbesc ceva cu dumneatale. M-am retras puțin mai la o parte să poată vorbi, au vorbit, la care fratele vine zâmbind la mine și îmi zice, auzi, chiar e comic, dar e biblic. A venit să-mi spună, deși nu era din biserica respectivă, ne despar mii de kilometri, și a venit să-mi spună că într-o anumită împrejurare a vieții mele, așa de tare m-a judecat și a venit să-și ceară iertare că m-a judecat. Asta înseamnă fecioară înțeleaptă, care își recunoaște vina, își cere iertare și Dumnezeu din cer e Cel care iartă păcatele, fie numele Lui binecuvântat. Spune însă cuvântul Domnului, fiindcă mirele zăboveau, a țipit, toate și au adormit. Ce ziceți dumneavoastră? Putem să adormim și noi?
E recomandat să ne culcăm? În Cântarea Cântărilor este scris un verset așa de frumos și spune: adormisem, dar inima înveghea. Doamne, dă-ne o inimă vegheatoare. Fecioara înțeleaptă are o inimă vegheatoare, sensibilă la șoapta Duhului Sfânt. Lăsați-vă călăuziți de Duhul Sfânt și Duhul Sfânt vă va da putere să nu cădeți în somn. Unul dintre motivele la care se ajunge la această stare de somnolență, îl citesc în Cartea Domnului aici, la 1 Corinteni, la capitolul 12, spune cuvântul Domnului astfel: cine mănâncă și bea, își mănâncă și bea osânda lui însuși, dacă nu deosebește trupul Domnului. Din pricina aceasta sunt între voi mulți neputincioși și bolnavi și nu puțin dorm. Atenție la cina Domnului, atenție la această sărbătoare. Este un moment în care persoana, eu sau dumneatale, ne apropiem de trupul Domnului, ne atingem de trupul Domnului, mâncăm trupul Domnului, bem sângele Domnului. Atenție, dar fiecare să se cerceteze pe el, ca să putem primi de la Domnul viața veșnică, nu cumva să cădem în adormire. Domnul să lucreze în privința aceasta. Dar vedeți dumneavoastră, Domnul Iisus Hristos, prin apostolul care a scris, Pavel, alții spun că nu, care a scris epistola către evrei, a spus următoarele cuvinte. Le citesc și acestea așa cum sunt ele scrise, le memorăm, le știm și din memorie, dar mie îmi place așa mai mult să citesc Scriptura, să nu greșim nicio virgulă. Spune aici Scriptura în versetul 37 din capitolul 10: încă puțină, foarte puțină vreme, și cel ce vine va veni și nu va zăbovi. Nu va zăbovi. Dar sunt 2000 de ani de când tot știm că vine și nu mai vine. Numai să nu uitați un lucru: la Dumnezeu 1000 de ani e ca o zi. Așa că la El nu-i mult. Nouă ni se pare exagerat. Dumnezeu, după planul său bine stabilit, la ziua și ceasul hotărât de El, îl va trimite pe Domnul Iisus Hristos să-și ie mireasa, să-și ie porumbița, să-și ie biserica, și când îl va trimite, la ceasul respectiv nu va zăbovi. De aceea nimeni să nu-și piardă nădejdea, că cel ce vine va veni, numele Lui fie lăudat în veci. Aveți credință? Domnul nostru vine, slăvit să fie Domnul. În momentele acelea, spune Scriptura, la miezul nopții s-a auzit o strigare: iată mirele, ieșiți în întâmpinare. O strigare în care cele 10 fecioare au avut timp repede să se pregătească. Dacă ar fi să citim și să legăm acest pasaj sau această învățătură a Domnului cu ceea ce este scris în Cartea Domnului, în Evanghelia după Luca, la capitolul 17, spune Scriptura în versetul 34 astfel: vă spun că noaptea aceea, în care noapte? Când se aude strigarea. Doi îngeri vor fi în același pat, unul va fi luat și altul va fi lăsat. Frate, pentru noaptea aceea ești gata? Soră, pentru noaptea aceea ești gata? Doamne, ajută să fim gata! La miezul nopții va veni Iisus cu pas domol, spune o cântare, și vai de cel ce-l va găsi pierdut cu suflet gol. Atunci s-a întâmplat un lucru. Cele 5 fecioare nechipzuite au privit și ele abia atunci la candele lor și au văzut că li se stinge. Învățăm dar de aici că e vremea acum să privim în candelă, că Scriptura spune următoarele: ferice de cine citește. Doamne ajută! Dragii mei creștini, e vremea să punem mâna pe Scriptură, să citim, să privim la candelă și apoi să privim și la vasul nostru. Și El, Dumnezeu, prin cuvântul care îl citim și prin Duhul Sfânt care ni l-a dat, ne luminează ca să strâng cuvântul Tău în inima mea, ca să nu păcătuiesc împotriva Ta. Doamne, ajută la aceasta! Dar când fecioarele acestea nechipzuite s-au uitat ca să se pregătească, spune Scriptura, atunci toate fecioarele acelea s-au sculat și au pregătit candelele. Cele nechipzuite au zis celor înțelepte: dați-ne nu de lemnul vostru, că ni se stâng candelele. Dar până atunci unde s-au uitat? Dar până atunci ce au făcut? Azi e vremea fiecare să privească la candela lui și la vasul lui. Vasul să-l curățească și să vină cu el la Golgota, la crucea Domnului Iisus Hristos,
iar cuvântul Domnului să-l citească, că El ne aduce mântuire, binecuvântat să fie Domnul. Cum ne raportăm noi la cuvântul Domnului? Nu spune Iacov în capitolul 1, apostolul, în versetul 21, partea a doua versetului, primiți cu blândețe cuvântul sădit în inima voastră, care vă poate mântui sufletele. O, Doamne, mântuiește-ne prin cuvântul Tău. Să primim cuvântul în inima noastră cu bucurie, căci va veni un ceas și o zi când te vei uita la candelă, te vei uita la vasul dumneatale și de va fi plin, ferice de dumneatale, că îl vei întâmpina pe mire în slavă, a lui să fie lauda în veci. Știți ce au spus acele fecioare înțelepte? Mai nu vă putem da. Nu vă putem da. Am fost împreună, fecioare, am stat împreună, am avut candele, am fost la rugăciune, am cântat împreună, am făcut milostenie împreună, am făcut misiune împreună, evangelizări împreună, am ajutat pe cel sărac împreună, dar asta acum nu mai putem să o facem. Dar vă dăm un sfat, sfatul acesta pentru mine azi și pentru dumneatale azi. Azi mergeți la cei ce vând și cumpărați-vă ulei, Doamne ajută! Frați și surori, fiecare să-și cerceteze vasul inimii lui și să vadă cât un de lemn mai are în vas. S-a ciobit vasul? S-a fisurat vasul? S-a scurs un de lemnul din viața dumneatale? Ești lipsit de putere și nu mai poți birui păcatul? Este că s-a întâmplat un accident în viața dumneatale. Hai să mergem la Marele Olar, că cel este acela care modifică, prelucrează vasul. Și din vasul acela fisurat cu mâna lui de medic poate aduce tămăduire și vindecare, ridicare din starea căzută, că cel este păstorul cel bun, care a lăsat 99 de oi pe izlaz și s-a dus să o caute pe cea pierdută. Și astăzi încă ne mai caută, că vrea să fim plini de Duh. Doamne ajută! Citesc în cartea Domnului tot la Efeseni, apostolul Pavel, pe când scria acestei biserici, în capitolul 5, unde am citit versetul 15, spune în versetul 17 astfel, luați aminte, de aceea nu fiți nepricepuți, cu alte cuvinte, de aceea nu fiți fecioare nechibzuite, nepricepute, neînțelepte, dar cum să fim? De aceea nu fiți nepricepuți, ci înțelegeți care este voia lui Dumnezeu. Care-i voia lui Dumnezeu? Vom spune să-i mulțumim, să fim sfinți și, da, foarte bine, așa să ne ajute Domnul, să fim mulțumitori din toată inima, să fim sfinți, să ne ferim de păcat și de imoralitate, dar, citim aici în acest pasaj mai departe, vorba teologilor, nu ieșim din context, spune Scriptura așa, nu vă îmbătați de vin, aceasta e destrăbălare, cred că biserica de aici nu-i practicantă cu așa ceva. Biblia ne învață nici măcar să nu privim la pahar când vinul curge și face mărgăritare. Nici aia n-avem voie, nu ne permitem. Noi vrem să fim sfinți și cu privirea. Doamne ajută! Și spune aici așa, nu vă îmbătați de vin, aceasta este destrăbălare. Dimpotrivă, fiți plini de Duh. Care-i voia lui Dumnezeu în vremea aceasta pentru biserica sa? Pentru fecioarele înțelepte? Pentru fecioarele înțelepte, voia lui Dumnezeu este ca fecioarele înțelepte să fie pline de Duhul Sfânt. De aceea, haideți să ne rugăm, Doamne, umple-ne de Duhul Sfânt, Doamne, îmbracă-ne în puterea Duhului Sfânt și Dumnezeu să fie acela care să lucreze. Nu neglijați, dragii mei, această sfântă lucrare pe care Domnul Iisus Hristos a rânduit-o pentru biserică. Eu mă duc! Dar vă trimit un mângăitor, un călăuzitor, Duhul adevărului, care vă va învăța și vă va aduce aminte cuvintele mele. Cine este acesta? Duhul Sfânt care vine de la El, de la Tatăl, prin Domnul Iisus Hristos, oferit nouă, prin har, în dar și fără plată, măriți să fie Domnul! E adevărat că zilele din urmă vor fi vremuri grele, oamenii vor fi, în zilele din urmă vor fi mulți anticriști, în zilele din urmă mulți se vor lepăda de credință, dar pentru biserică, pentru ficioarele înțelepte, în zilele de pe urmă, spune Scriptura, voi turna din Duhul meu peste fetele și peste feciorii voștri, bătrânii voștri vor avea visuri, fetele voastre și tinerii vor proroci și vor avea vedenii, Doamne, revarsă-le! Doamne, lasă-le în biserica Ta! Chiar și peste robi și peste roabe voi turna din Duhul meu. Doamne, revarsă-l în vremea aceasta din urmă.
Și spune cuvântul Domnului că acele fecioare nechipzuite au plecat să-și rezolve problema. Noi putem să o rezolvăm azi. Astăzi, în seara aceasta, fiecare, aici sau acasă. Și spune Scriptura mai departe, pe când se duceau ele să cumpere unde lemn a venit mirele, cele ce erau gata au intrat cu ele în odaia de nuntă și s-a încuiat ușa. Ești gata? Un poet de cântare spune, ești tu gata de plecare? Poetul spunea, da, Domnul meu, așa să ne ajute Domnul. Devine cumva noaptea aceasta sau în momentele acestea Domnul Iisus Hristos să-și ia biserica, soră sau frate, ești gata? Sau te mai ține legat o vorbă rea? Sau te mai ține legat un gând imoral? O privire aruncată aiurea în lumea aceasta? Îmi doresc să avem o privire curată. Ochi spălați, curați, care să privească numai la Domnul Iisus Hristos. Așa să ne ajute Domnul. Gândul nostru, cum spunea Pavel, mă lupt înaintea lui Dumnezeu sau mă silesc înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor să am un cuget curat. Cum? Adică și față de fratele, să nu gândesc rău, cugetul meu să fie curat. Ce în inimă, scot afară, că din prisosul inimii vorbește gura. Și ce scot din gura mea? Cuvinte dătătoare de viață, Doamne ajută! Nu spune apostolul Petru? Sau hai să și citim aceste cuvinte așa repede înainte de a ne apropia de încheiere, că văd că timpul a zburat. Spune cuvântul Domnului în 1 Petru, la capitolul 4, versul 11, dacă vorbește cineva să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Asta e valabil pentru fratele păstor, așa-i? Asta e valabil pentru fratele din stânga mea. Dar surorile când merg afară, ce vorbesc? Cuvântul lui Dumnezeu. Dar frații când merg afară, ce vorbesc? Pretenția nu este și nu-i specificat, nu-i dedicație pentru slujitori. Este pentru biserica Domnului Iisus. Cine vorbește să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Așa să ne ajute Domnul. Frați și surori, haideți într-o vreme ca aceasta să ne apropiem de Scriptură și de Domnul. Hai să-L căutăm pe Domnul din toată inima. Și dacă la timpul de rugăciune am fost învățați să strigăm la Domnul, aduceți-vă aminte de o cântare veche care spune așa, dacă vrei să fii mai sfânt, strigă către Domnul, o lumină pe pământ, strigă către Domnul, că El ascultă rugăciunea, mărit să fie Domnul, dumneatale ce vrei, că atunci când vine El să fim gata, Doamne ajută la aceasta! Și citesc, mai pe urmă au venit și celelalte fecioare și au zis, Doamne, Doamne, deschide-ne. Dar el drept răspuns le-a zis, adevărat vă spun că nu vă cunosc, că Domnul în Matei 7, de unde citeam înainte, spunea, nu cine-mi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăție, în împărăția cerurilor sau în împărăția Tatălui, dar cine? Fecioarele înțelepte se deosebesc și citesc versetul 24. Fecioarele înțelepte, de aceea, pe oricine aude aceste cuvinte ale mele și le face, Doamne ajută-ne, îl voi asemăna cu un om cu judecată, cu înțelepciune, destoinic. Și spune mai departe, care și-a zidit casa pe stâncă și vine ploaia, vin șuvoaiele, vin furtunile, dar casa rămâne pe picioare, căci temelia este Domnul Iisus Hristos, El, Evanghelia care este între noi, a Lui să fie slava. Nu spune poetul cântării așa de frumos, credința mea eu o zidesc pe cuvântul sfânt și ceresc, altceva trece ca spuma, dar ce rămâne? Rămâne Evanghelia Domnului, cuvântul vieții, a Lui să fie slava în veci, El să rămână în inima noastră, în mintea noastră, în conștiința noastră și în gura noastră. Doamne ajută la aceasta! Și versetul 13 scrie, vegheați, vegheați dar că nu știți ziua nici ceasul în care va veni Fiul omului. Ce ne rămâne? Să dormim de acum? Nu, dimpotrivă, să veghem. Vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită, a zis Domnul Iisus. Vreți să avem biruință în ispitele care am căzut? Ne mărturisim și le abandonăm. Ne rugăm și Domnul ne va da biruința a Lui să fie slava în veci. Noi ne vom bucura de biruințele Domnului și împreună cu poporul Său vom slăvi pe Marele Împărat care merge înaintea noastră și ne poartă în carul Lui de biruință, răspândind prin noi miriasma cunoștinței Sale și la Jebel și în localitatea aceasta. Doamne ajută la aceasta! Spune Scriptura. Citesc aici Matei capitolul 24, versetul 44. De aceea,
fiți și voi gata, și voi de la Betania Jebel, fiți și voi gata, cu noi cei din altă parte, haideți toți să fim gata, că vine Domnul, numele Lui fie lăudat. De aceea fiți și voi gata, că și omului va veni ceasul care nu vă gândiți. Interesant, iar am ajuns la gânduri. Ne gândim că vine Domnul. Când nu ne mai gândim, când nici nu avem noi idee că vine, numai ne trezim cu El la ușă. Doamne, ajută în vremea aceea să fim gata și veghiatori. Mai citesc ce spune Pavel la 1 Tesaloniceni. În scrisoarea sa către biserica de la Tesalonic, el spune următoarele cuvinte în capitolul 5, versetul 6. De aceea să nu dormim ca ceilalți. Vedeți dumneavoastră, Duhul Sfânt ne îndeamnă și ne vrea să fim treji, să nu dormim ca ceilalți. Și spune mai departe, ci să veghem și să fim treji. Doamne, ajută-ne! În Apocalipsa 16, Domnul îi descoperă lui Ioan un cuvânt și spune aici Scriptura astfel. Citește acest verset, versetul 15. Iată, eu vin ca un hoț. Și spune Scriptura, ferice de cel ce veghează. De ce e ferice? Că îi se va spune, vino rob bun și credincios, intră în bucuria stăpânului, îmi doresc ca toți să auzim glasul acesta. De aceea, iubită biserică în Domnul Iisus Hristos, în seara aceasta, fiecare să se gândească bine la El, ce fel de fecioară este. Chemarea noastră la încheierea cuvântului Domnului Iisus Hristos este să veghem toți. Biserică, mai veghează! Scaldă-ți fața în suspine, ochii spală-ți de somn și ascultă în miez de noapte, se aude un ecou. Vin curând, se aude în noapte glasul celui veșnic sfânt. Strigați azi, chemați azi ca niciodată, Doamne, vino mai curând! Amin! Amin.